Bună ziua și bine v-am regăsit la Ferma Grădina Bio. Astăzi vom face un episod despre iepurele belgian sau iepurele din rasa belgian. Haideți să purtăm pentru început o discuție așa de informare, ca să zic mai clar. Ce înseamnă discuția despre iepurele belgian? Adică una este ce cunoaștem noi de la prieteni, rude, colaboratori, eu știu, bunicul, tanti Mița, biciclista, nene Ionel sau eu știu altcineva, și una este de a culege informațiile din surse sigure despre oameni care s-au documentat, care au făcut lucrări, care au canale în sensul acesta și cunosc foarte bine aceste informații. Da, deci ca să vedem niște informații despre lucrul acesta, trebuie să cunoaștem foarte bine de unde ne luăm sursele, de unde ne luăm informația, de unde ne luăm datele. Deci că auziți pe bunicul sau pe crescătorul Vasilică sau Ionică sau pe ferma grădina bio, nu trebuie să-l credeți pe cuvânt. Trebuie să verificați puțin informațiile, să vedeți dacă acele informații chiar sunt reale sau de unde le cunoaște. Pentru că fiecare avem tendința de a exagera în unele lucruri, de a spune chestii care poate nu sunt tocmai reale sau așa le vedem noi în interpretarea noastră. Fac o pauză să vă rog, dacă doriți și vreți să mă ajutați, m-ar ajuta foarte mult dacă ați putea în zona aceasta găsiți un butonaj de like. Dați un like, m-ar ajuta foarte mult pentru ratingul de YouTube. Ne luăm de aici pe cei 9 năpârstoci, 1, ăsta e gigantul, 2, 3, ăla-i pătatul, 4, 5, 6, 7, 8, și al 9-lea. Așa, să vedem cum facem. Opa. Așa. Scuzați. Opa, trebuie să mai fac aici o manevră. Sper să reușesc cu ajutorul unei singure mâini. Așa. Așa, scuzați că distorsionez imaginea, dar bate un vânt foarte tare aici și aș vrea totuși să nu las puiuții prea mult timp afară, cred că s-au răcorit destul. Îi băgăm la mămica lor care îi așteaptă și se bucură că au venit. Da, am făcut și operațiunea aceasta. Închidem aici. Eu am cules aceste date despre iepurile belgian din mai multe site-uri, Wikipedia, site-uri din America, din Statele Unite, site-uri din România, site-uri din Rusia, bineînțeles și din Belgia. Și am făcut așa un mic speech pe care o să vi-l spun. Încă o dată, țin să precizez, dar bate vântul ăsta de mă termină, că toate aceste informații nu sunt clare la toată lumea, având în vedere că această rasă de iepuri a fost formată sau, mă rog, s-a format sau s-a descoperit acum, din spusele mai multor site-uri, acum 102 de ani, cam 200-300 de ani, nu știe nimeni cu exactitate și toată lumea dau informațiile în funcție de ceea ce li se pare lor mai interesant sau de ceea ce consideră ei că ar trebui să fie mai interesant. Trebuie să știți că viața nu este exact așa cum a fost acum, ci acum 100 și 200 de ani. Oamenii nu aveau atâtea de multe să știu eu, resurse la dispoziție de a da așa mare atenție purașului. Iar el nu se creștea după anumite standarde. Fiecare creștea așa cum se considera. Și de aici am plecat cu prima chestie care ar fi când s-a format și cam cum s-a format. Ce este cert este că el s-a format în Belgia, în regiunea Flandra. De-aia se mai zice și iepurile de Flandra. Multă lume consideră că această culoare de șinșila cam reprezintă iepurile de Flandra. Eu am căutat foarte multe informații și nu există acest lucru, adică nu este o culoare standard. V-am zis, acum câțiva ani nu exista o culoare prestabilită, fiecare creșteau varietăți de la șinșila, gri, fier, green kiss,
până la alb, chiar și negru, conta, nu conta foarte mult culoarea, forma ochilor, a urechilor sau așa mai departe, ci se, caracteristica primordială era greutatea lui. De-aia se mai zicea și iepurile de piatră. Piatra era o unitate de măsură de aproximativ 300, 3,700 kg, 3,800 kg spre 4 kg, pe care foarte mulți o foloseau în acea, în acea perioadă. Da, îi spunea că era un iepure cam de în jur de 4 kg. Cert este că rasa aceasta a dispărut. Eu consider, și aici țin să precizez că este părerea mea personală, că iepurele belgian se aseamănă în proporție de 80-90%, poate chiar mai mult, cu iepurele uriaș german. Și eu așa consider că el era. Am încercat să caut și o culoare, așa cum am spus, erau diverse combinații până la iepure pătat. Oamenii se uitau pe caracteristici clare de urechi, de cap, de picioare, de, nu știu, dimensiuni standard. Îmi interesa mai mult greutatea lor standard. Adică indiferent că iepurile era pătat, alb sau negru, interesa mai mult greutatea lui. Sunt și variații care spun că acest iepure s-a format și prin încrucișarea raselor locale cu rase aduse de romani acum 2000 de ani. Sunt variante care spun că acest lucru s-a întâmplat acum, să zicem, aproximativ 500 de ani, când Columb a descoperit America și din America de Sud, mai exact din Argentina, din iepurile de Patagonia s-au adus exemplare care au fost încrucișate. Ceea ce este cert și sigur este faptul că în zona Belgiei oamenii se ocupau foarte mult cu creșterea animalelor. Dar le-au plăcut și au considerat că trebuie să investească în acest iepuraș. Pe când multe alte zone nu prea erau interesate. Gândiți-vă numai la perioada primului și al doilea război mondial. Cine avea timp să stea de standarde, de mâncare, de vitamine? Iepurile mânca ce găsea, ce resturi mai rămâneau, se mulțeau așa cum se mulțeau, nimeni nu avea răbdare cu ei. Dar ca și caracteristici vanis, acesta a început să depășească aceste 4 kg. Undeva după primul război mondial, în anii 1900, a fost importat în Statele Unite, unde se crease o, să zicem, o cultură sau o creștere a iepurelui și se încrucișau diverse rase de iepuri. Am înțeles că America este precursoarea iepurelui californian, chiar și al iepurelui neozelandez, care a fost crescut și selectat în acea zonă. Aoleu, am văzut ceva în neregulă aici și sper să nu fie ce am văzut. Am avut impresia că am văzut un șoricel. Aoleu, asta nu prea e bine deloc. Să zicem, da, sau mi s-a părut. Dar vom afla acum dacă mi s-a părut sau nu. Să țin și pentru voi să vedeți, sper să nu am aici infestare cu șoareci, că nu e un lucru bun. Da, poate mi s-a părut. O să mă ușor pe filmare, acum nu mai întrerup, pentru că nu am foarte, foarte mult timp la dispoziție. Dar s-a văzut pe acolo, pe sus, prin crăpătură, trecând, cred că, un șoricel. Asta nu prea ar fi așa bine, că probabil că asta cauzează neplăceri și puilor de iepura și, mă rog, tuturor animalelor. Știți că iepurii aduc tot felul de boli și așa mai departe. Dar asta ne-a întrerupt video, sper să nu fie ceea ce am crezut eu, sper să fie doar o faptul că mi s-a părut. Să revenim la iepurele belgian. Ziceam că în America de Nord s-a întâmplat acest lucru și că de acolo a început să se caute acest iepure belgian, care a fost încrucișat cu foarte multe rase locale și s-a ajuns la rase cât mai performante. De asemenea, și germanii, nemții sau cum vrei să-i denumim, au crescut iepuri sau cresc iepuri și au rezultate bune. De aici au rezultat foarte multe rase de iepuri, cum ar fi
Iepurele berbec german, ca și acesta are, am înțeles, foarte multă origine în iepurele belgian, iepuriașul german, fluturile german și așa mai departe, dar totuși aceste rase au fost omologate de societatea germană primii, dar și toate țările din regiune, cum ar fi Franța, Belgia, chiar și nordul Italiei, Olanda, creșteau iepurii, dar ei nu le-au omologat primii și de aceea nici nu au dat acest nume iepurilor. Ca și concluzie spre final, este o discuție foarte complexă aceasta cu iepurii, dar nu ține neapărat de a ști un răspuns exact sau a cunoaște ceva exact, ci mai degrabă faptului că putem considera că nu mai există acest uriaș belgian, că foarte mulți iepuri de talie mare au originea în acea rasă, că au fost niște crescători foarte buni în acea zonă și că din păcate nu avem cum să știm exact nici culoarea, nici dimensiunea, decât să avem niște presupuneri căutând aceste informații în mai multe site-uri sau pe mai multe căi de informare. Acum vă aștept și pe voi comentarii cu idei, cu ceva referitor la iepuraș și la ceea ce facem noi aici. Luna am dat afară pentru că ghinion pe cușca îi bate foarte mult soarele și se încălzește și am lăsat-o să mai stea așa la aer, uitați-o pe aici. Așa cum ziceam, vă rog să treceți comentarii, să lăsați idei despre iepurele belgian. Știu că nu am făcut un video foarte, foarte documentat, dar m-am grăbit totuși să vă pot prezenta ceva despre acești iepurași. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare și vă urez ca de obicei o zi excelentă. La revedere!